Iată milul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În seara suntem aici pe Țibleș. El știe greutatea și el e în măsură să ridice păcatul. Frații, numai niște martori la o mărturisire. Aș vrea să continuăm în rugăciune pentru toți cei s-au mărturisit, pentru cei s-au mărturisit pe Țibleș și au luat hotărâri. Facă Dumnezeu în îndurarea și în mila Lui să le ridice păcatul. Amin. Să plece de aici fără El. Amin. Să plece liber, dezlegat de latura păcatului. Amin. Să simtă bucuria iertării. Dumnezeu mai mult, în locul păcatului, să pui puterea Duhului în ei. Amin. Să pui tărie de înfăptuire, de împotrivire la păcat. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Aș vrea să ne rugăm pentru frații care au primit mărturisiri. Vrem în sensul acesta să fim la rugăciune în continuare. Să ajutăm inimi. Nu știu dacă cineva știe, și eu mă gândesc că mulți de aici știu Dulceața Eliberării. Eu am trăit-o aici pe Țibleș. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pe mine aici pe Țibleș nu mă elibera, eu eram la rece de mormânt. Îndurarea lui Dumnezeu a fost 10 de ani în urmă. Eram chinuit de un duc, aveam un pistol și 12 cartușe la mine, reale de război. Și în continuu îmi spunea o voce să-mi pui pistolul la cap și să mă duc. Dumnezeu în îndurarea Lui a făcut să ajung aici pe muntele Țibleș. La o mărturisire am primit eliberarea că puteam să zbor peste munții ăștia. Pentru mine, pentru alții o căresc, că e ușor să o cărească. Alții spun că nu merită, eu am spus că merită. Alții spun că e degeaba, eu am zis că nu-i degeaba. Că eu i-am simțit dulceața, că eu i-am simțit izbăvirea. Eu m-am dus până în jos, în vale, și am venit înapoi, că aveam o problemă de rezolvat, și am venit înapoi numai să mai văd pe frate. Pe jos, nu cu mașină, nu m-a dus nimeni cu mașina. Așa bucuria avea. Eu l-am simțit pe Dumnezeu aici. Mărire Lui! Amin. Eu aș vrea să-L simțit în seara asta, zilele astea. Simte-L pe Dumnezeu pe ținte. Amin. Nu amin, nu vedete, nu evanghelișe numiți. Pe Iisus îl simt. Și Duhul respectiv niciodată nu a mai venit în viața mea. Și zeci de ani că l-a luat Iisus. Mărire Lui! Amin. Când o chemat bătrânii la mărturisire, să-și avem între noi un țap ispășitor și vrem să punem păcatele pe capul lui și să-l trimitem în pustie cu el. Eu parcă și vedeam cum pleacă țapul în pustie cu el. Când o chemat bătrânii la mărturisire și am zis, mă duc, dacă e vorba că să le pui pe capul lui, n-am să uit cât trăiesc niciodată. Gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, viclănșugurile, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri. Mai este încă una, am scăpat-o că trei până așa. Nu-i mândria acolo. Faptele de rușine. Toate aceste lucruri ies din lăuntru și îl spurcă pe om. Și eu pentru toate astea trebuie să mă duc la mărturisire. Să gâncrat pe obrazul de rușine. Venit din lume, nefăcând mărturisire la botez, nu știam ce să fac, dar eram între Ciocan și Nicoval. Ori să mă duc să mă plec până în pulbere la frați, ori să-mi pui pistolul la cap. Avem două variante. Când o dezbătut lucrurile care îl spurcă pe om frații, la fiecare spuneau, cine are asta pleacă în iad. Cine are asta pleacă în iad. Cine are asta merge în iad. Și la lăcomii au zis că merg în iad și la viclănșuguri. Spuneam frații așa, eu când îi auzeam ce spun, deja vineam cum pute trebuie de sub picioare. Gata, sentință de moarte, ăștia iată. Și vedem că au dreptate și aduceau dovezi biblice. Spune, continuau cu alta, cine o are asta, merge în iad. Fapte de rușine, cine o are asta, merge în iad. Eu vin, numai vedem cum îmi fuge pământul din sub picioare. Și ultima dată o zis, cine are vreun apăs, cine are vreo problemă din asta, că de noi am amintit aici public, să vină la mărturisire că avem între noi un țap ispășitor. Aia a fost singura mea nădejde. Aia a fost singura speranță. Eu când i-am auzit ce predică, toate speranțele își vedeam pistolul la cap și cartușul cum trage prin cap. Aia vedem. La predicatori buni. Nu oricine predica. Niște bătrâni cu ferii albi strămurau genunchii când îi vedeam. Și gândeam gata. Mă vedeam așa pe ce, cum decurgea predica. Și aici vinovat, și aici vinovat, și aici vinovat, și aici vinovat, și aici vinovat. M-am dus la mărturisire, stau un bătrân cu capul plecat, nu ridicat privirile către mine.
I-am spus tot ce am făcut, zic, uite, eu vin din lume, uite ce viață am avut. Tot așa. Când am plecat de lângă el, zice, o să ne rugăm să punem pe capul țapului ispășitor, să-l trimitem în pustie cu el. Să treacă zbor peste brațe, știu. Dumnezeu fie slăvit. Spus, mulți auzeam în țară, zice, nu merită să merg pe țipe. Și acolo sunt fanatici. Mă gândeam, eu merit, eu n-am auzit niciodată în viața mea ce am auzit aici pe Țibreș. Și cred că nu Europa nu s-a predicat, ci s-a predicat pe Țibreș. Eu nu zic că nu ar fi stări, nu zic că nu sunt oameni cu probleme. Eu nu spun asta. Dar eu spun ceva cu tărie. Ai sunt și medicamente și tratamente. Doamne, te rog, asimilează-le în seara asta. Transferă-le în venele fraților, în inimile lor, în sângele care în viețile lor. Și dă-i eliberarea adunării. Noi avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Amin. Mărire lui. Amin. Doresc din toată inima să primească eliberare. Eu m-am zmerit până în pulmere să vă spun asta. Eu mă gândeam astăzi când vineam la mărturisire, zic, cel mai vinovat om ce-o călcat pe Sibir, zic, eu am fost. Și Dumnezeu mie mi-a oferit iertare aici. Îi mulțumesc. Amin. Slăviți-i fie numele. Amin. Eu spun asta, văd la întregi țări, nu aici, neantr-un loc. Pentru că sunt lucruri care mi le-au măturat din viață. Am avut bucurii ce nu am avut niciodată. Eram în situații că nu erau bani, că nu erau posibilități, că nu aveam cu ce veni, nici nu mă interesa asta. Am făcut de enorm drumul ăsta pe jos, de la Fiar până în Țibre sus. Și urcat de aici încă câțiva kilometri în sus. Pe jos, cu raniță în spate, cu bagaje, cu bocanci în picioare, nu mă interesa. Pentru că eu l-am întâlnit pe Iisus aici. Am văzut și probleme, dar totdeauna m-am dus cu bucurii de pe Țibreș. Am văzut bătălie, am văzut lupte, am văzut situații care poate erau, pentru mine, erau nu compa. Întotdeauna am găsit ceva și știți ce mi-e rușine? Și azi am găsit lucruri la care trebuie să mă pocăiesc. Asta mi-e rușine, asta, regret asta. Dar și azi, vorbind Dumnezeu aici, am zis, băi, uite, am scăpat de lucruri grele și am lucruri mărunte în viață care trebuie să-i nu stai. Și am zis, mă, parcă e mai greu de astea uși, așa, o bârfă, de vorbire de rău, de lucruri așa care nu ni s-au părut așa de grele. Și le-a dat superficial, când o zis că e vorba de curvie sau de gânduri sau de necurății sau de furturi sau de ceva, gata, stop în viața mea, n-am mai furat niciodată în viața mea. M-am întâlnit cu Dumnezeu pe Țibreș. Eu doresc în seara asta Dumnezeu să cercetează toți bărbații care sunt aici. Curățească mâinile, gândirea, privirea, oamenii care au luat hotărâri de pocăință. M-am dus de pe Țibre și în vară am ajuns în Bistrița. Noi clocoteam bucuria. Spunea bătrânii de aici, du-te acasă, scoate-ți dumnezeii străini care ai în casă. Îmi strămura inima când îl auzeai. Mă duc, un frate era din Maierul, lucra electrician la Electrica Bistrița, am bat la ușă, intru în apartament, el era pe un scaun, lua pe velou, nu mă vine încă, aruncă într-o găleată, zic, ce faci? Păi zice, n-auzi ce-a vorbit Dumnezeu pe Țibreș? Ce-a vorbit? Să spargem astea toate. Și acum, și nu mai stau, și să mai acum, nu mai stau, să fac reforme, gata. Și se vede, s-a gătat. Niciodată în viață n-am mai cumpărat parfumuri, niciodată în viața mea mi-a vorbit Dumnezeu pe Țibreș. Niciodată n-am mai îmbrăcat haine care le purtam, care aveau diferite forme, când mi-a vorbit Dumnezeu pe Țibreș. Niciodată în viața mea, că aici m-am întâlnit cu Dumnezeu. Mărit să-i fie numele! Facă Dumnezeu să nu fie o excursie pentru tine, să fie o întâlnire reală cu Dumnezeu, să duci bucuria în vale că te-ai întâlnit cu El, că ți-a vorbit, că te-a scuturat până în măduva oaselor, să duci bucurie la familie, să faci bucurie vecinilor, să simtă cei din jur că te-a atins Dumnezeu. Mărire Lui! Vreau să fim la rugăciune pentru cei ce s-au mărturisit, vreau să fim la rugăciune pentru cei ce nu se pot mărturisi. Dumnezeu să le atingă punctul care trebuie atins, să-și deschide inima, mărire Lui! Mai mult, spunea un frate de la Coșbucovin, mai înainte la mine, un om în vârstă de 70 și ceva de ani, frate mi-a zis, mă, eu un tremur în continuu și în mine, mi se încurcă limba în gură, zice, când e vorba de rugăciune, asta nu mi se încurcă limba în gură, aș vrea să trebuie să vorbesc în altă limbă, cum să vorbesc, nici eu nu știu, cum te învață Duhul, dar ce-ți duzi eu cu asta, dar cum să fac, lasă-te în mâna lui Dumnezeu, că știe el cum să fac. Și în măsură să boteze cu Duhul Sfânt, că eu am văzut botezuri. Am văzut botezuri cu Duhul Sfânt pe Țibreș. Dumnezeu s-a îndurat. Mărire Lui! Amin. Suntem la rugăciune, poate am spus mult, dar am simțit să spun, să ai un curaj, să ai o îndrăzneală,
să nu fie în zadar venirea ta aici, să nu fie un timp pierdut, să nu fie un caiet de comentarii care le duci în vale, să nu fie o anumite puncte care tu le ai la dosar să le învinuiești, frate, care i-au predicat pe Țibleș. Eu am văzut sute de grețări sau poate mii pe Țibleș. Niciuna din ele nu vreau să-mi rămână în minte, dar am auzit glasul lui Dumnezeu aici. Cu ăsta vreau să rămân, că-mi dă viață, mărire lui! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.